Bună ziua, dragii mei! Astăzi vom aborda un subiect despre conectarea cu Îngerul Păzitor. Cred că e cel mai frumos subiect. Îngerul nostru păzitor care ne călăuzește în viață. Și să începem. În funcție de nivelul spiritual, omul are un înger păzitor care aparține uneia din cele 9 ordine angelice. Serafini, heruvini, tronuri, domnii, virtuți, stăpâniri, arhangheli sau îngeri. Protectorul aparține serafimilor, doar în cazul celor care au venit pe lume cu nivel de îndumnezeire extraordinar de elevat. Cei care au de îndeplinit niște misiuni eroice sunt îndrumați de îngerii păzitori dintre stăpâniri sau virtuți. Majoritatea ființelor umane însă au îngeri păzitori din ordinul cel mai apropiat de planul fizic, adică acești îngerași. Atunci când ființa pe care o au în pază se orientează deci cu tot sufletul și cu toată fermitatea către Dumnezeu, bucuria lor este imensă. În astfel de cazuri, tot mai mulți îngeri din ordinele superioare se alătură îngerului păzitor al nostru. E de la sine înțeles că o persoană care are unu sau mai mulți îngeri păzitori, pentru a, că atunci când își atinge stadiul ultim de desăvârșire, toți îngerii de lumina ai creației vin să-i dau sprijin în acțiunile spirituale. Înmulțirea îngerilor păzitori direct proporțional cu nivelul nostru de evoluție spirituală este normală, deoarece cu cât ne apropiem de absolut, adică de Dumnezeu, testele și încercările la care suntem noi, oamenii, suntem supuși, sunt foarte dificile. Deci tot mai dificile. Fiecare înger păzitor este diferit de oricare alt înger, așa cum și noi oamenii suntem diferiți între noi. Orice aspect spiritual ne dorim, orice calitate vrem să o dezvoltăm în noi, rugându-l pe înger să ne ajute în dobândirea ei, devine deci un astfel în scurt timp va deveni o realitate. Bineînțeles, aceasta dacă ne rugăm plin de credință, dezvoltând totodată suficient discernământ, astfel încât să știm ce ne este necesar pentru a reuși să luăm legătura cu Îngerul Păzitor. Spre a deveni conștienți de aceasta, un foarte bun ajutor îl putem primi, deci din partea Îngerului nostru păzitor, care trezindu-ne sufletul și luminându-ne mintea, ne face mai conștienți asupra întregii vieți. Este un subiect destul de delicat. Deci prima și cea mai evidentă, aceea de protector, este
de protector și păzitor este îngerul nostru. Există în terapia cu îngeri numeroase boli în care sunt considerate incurabile și au fost îndepărtate cu ajutorul îngerului păzitor. Rugăciunile spuse din inimă, credința ta și dăruirea ta din tot sufletul și în mod necondiționat către Dumnezeu trezesc această energie misterioasă prin care îngerii pot acționa aducând însănătoșirea oamenilor. Deci este o importantă funcție a îngerului păzitor, deci aceea de vindecător prin lumină și iubire a trupului și a sufletului celui pe care îl ocrotește. O altă funcție pe care o are îngerul nostru păzitor este aceea de luptători în slujba dreptății, în slujba binelui divin. El îndepărtează de la noi tot răul, acționând plin de curaj și încredere acolo unde este injustiție, aducând atât împrejurimile exterioare, cât și în interiorul nostru preponderența binelui. Datorită protecției îngerului păzitor, putem prevedea unele clipe de cotitură care apar în viața noastră, în existența noastră, spre a le trece mai ușor și chiar mai mult. El ne face întotdeauna atenți asupra unei mari treceri de la acest plan fizic la tărâmul spiritual. Am mai repetat odată într-un curs că fiecare, deci avem îngerul nostru păzitor, îngerul de când ne-am născut, îngerul numelui, îngerul datei în care ne-am născut. Deci avem diversi îngeri, dar putem ne afla numele îngerilor noștri. De exemplu, deci mi-am aflat, am trei îngeri păzitori, în afară de cel cu care am venit pe lumea asta și care le știu numele și care mă ajută în orice moment când sunt într-un impas mai delicat. Este minunat să știi, să ceri ajutorul și să știi numele îngerașului tău care te ocrotește. Să mergem mai departe. Deci am zis că datorită... am uitat să vă spun, de fapt, aici era ideea. Eram odată, deci ploase foarte, foarte mult afară. Mă grăbeam să merg într-un loc. Am traversat la o trecere de pieton și așa cum sunt, mă rog, străzile noastre făcute foarte perfect, era o groapă foarte, foarte mare când am pus piciorul pe trecerea de pietoni. Această groapă era acoperită de ploaie și atunci îngerul meu păzitor mi-a spus în ureche, eu de obicei la mine în urechea stângă e comunicarea cu îngerii. Mi-a spus, deci aproape mi-a comandat, ridică piciorul. Și atunci, deci am realizat, de fapt am văzut, am controlat că era o groapă destul de mare în care puteam să-mi rup piciorul. Ok, să mergem mai departe. O altă funcție a îngerului păzitor este cea de a
exorciza, îndepărtând de la noi orice duh necurat. O altă funcție de bază este aceea de învățători, de sfătuitori. Un alt rol al îngerilor este acela de a purifica prin acordarea grației atunci când inima noastră se îndreaptă fierbinte către Dumnezeu. Eu întotdeauna am considerat îngerii mei păzitori și credeți-mă că am o ceată, mai ales prin inițierile pe care le-am făcut. Deci am o ceată de îngeri care mă ajută. Deci îngerii putem să-i considerăm ca prieteni. Am putea spune ca pe cel mai drag și apropiat prieten care îl avem noi. Iubirea îngerului pentru om este foarte limpede, puternică, pură, constantă. Nu este supusă la suișuri și coborâșuri. Deci e foarte importantă. Iubirea îngerului păzitor, deci derivă din iubirea lui Dumnezeu pentru oameni, deci este partea aceea din iubirea divină. Îngerul păzitor este trimis de Dumnezeu. Da. Să aibă grijă de noi și este unic pentru fiecare persoană. El ne veghează plin de dragoste, începând de la naștere până la părăsirea corpului fizic, prin așa zisa moarte, când ne conduc tot ei la cer. Este un adevărat miracol faptul că avem cu toții lângă noi acel reprezentant al Divinului care ne însoțește toată viața. Și în momentele noastre bune, chiar și dificile, sarcina acestei făpturi angelice este foarte specială, pentru că ea acționează numai și numai prin iubire. Responsabilitatea sa este de a păstra mereu sufletul omului unit cu Dumnezeu. Până la o anumită limită, nu contează cât de mult se va scufunda omul întuneric. Îngerul păzitor este întotdeauna acolo, așteptând cu încredere ca omul va începe să caute o apropiere mai mare față de Dumnezeu și, bineînțeles, să-i ceară ajutorul. Rolul unui înger păzitor începe în realitatea mai înainte de naștere. Până la vârsta de 7 ani, copiii sunt foarte conștienți de prezența îngerilor păzitori. După aia, pe măsură ce înaintăm în vârstă, apare acel văl care se așterne pentru memorie și uităm. Deci toți venim în viața asta cu informații precise pentru fiecare pas al nostru în această viață. Cu cât creștem și ne maturizăm, observăm că avem o relație diferită cu îngerul nostru păzitor. Este
nu știu, ceva mai electivă. Simțim nevoia să întrebăm, simțim nevoia să intrăm în contact cu îngerul nostru gardian, căci așa îl putem numi, și îngerul nostru gardian, pentru că el ne păzește toată viața cât suntem pe această planetă. Îngerul păzitor ne veghează, ne protejează pentru a ne împlini destinul. Destinul, deci, este un fel de schiță, o creonare pe care noi o intuim, dar el este în strânsă legătură cu liberul nostru arbitru. Schița generală este menținută și protejată de îngerul păzitor și el ne conduce pas cu pas pentru îndeplinirea acestui destin. Cu cât ne vom deschide mai mult în față de influențele îngerului nostru păzitor, cu atât mai mult ne vom îndeplini destinul nostru și cu atât mai mult vom fi în armonie cu Universul. Deci e foarte frumos. Poate că ați văzut de atâtea ori și în cărți imaginea unui înger, înger păzitor. Eu, de exemplu, am o colecție de îngeri păzitori, de îngeri, da, așa le zic eu, îngeri păzitori. Deci, o colecție de îngeri care de câte ori îmi îndrept privirea spre ei, mă fascinează, mă atrage ceva la ei. Ok. Să mergem mai departe. Foarte importantă este nevoia de acceptare în relația omului cu îngerul păzitor. Indiferent ce apare în viața noastră, dacă acceptăm prezența și grija de iubire a îngerului nostru păzitor, acceptăm în același timp și iubirea lui Dumnezeu. Nu contează cât este de dificilă o situație prin care treci. Ea poate fi parcursă mai ușor dacă te gândești la înger ca la un prieten căruia îi cer ajutorul. Când te hotărăști să devii prieten cu el, cu o anumită ființă divină, cauți să vezi tot ce l-ar putea face fericit.